Preamărit să fie Domnul! Amin. Frați scumpi și surori scumpe în Domnul, cuvântul Domnului, prin purtarea de grijă a Dumnezeului nostru, s-a descoperit în mintea Sfântului Apostol Pavel ca să scrie pentru așa numitul copil în credința al său, Timotei, cum să se poarte în casa lui Dumnezeu. Și pentru ca treburile să fie bine puse la punct, a pus la îndemână și lecția aceasta ca în biserică el să pună în slujbă prezbiteri, să pună în slujbă diaconi și apoi să le arate ce trebuie să îndeplinească familiile care sunt cuprinse în slujbă, atât bărbat cât și femeie. Noi nu ordinăm femei, dar nici nu le excludem de a sluji împreună cu soții lor în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru ce? Pentru faptul că adeseori un slujbaș, un slujitor întâlnește greutăți, întâlnește împotriviri, întâlnește oameni vicleni care să îi dea sfaturi care nu trebuiesc. Și de multe ori am văzut lucrul acesta la mine în familie. Când veneam acasă cu câte ceva și îi povestem, nevasta era ca prorocul casei. Chiar și o prorocie, dacă merem și o spunem, e imediat o tâlcuiem felul ei. Și era foarte bine. Deci nevasta are un rol mare în a sprijini pe cel care lucră pentru Domnul. Dacă vine trist, câteodată nu-i vine să mai deschidă gura, câteodată poate să-l aștepte nevasta cu masa pusă, cu mâncări bune și se va așeza la masă și n-a pune mâna pe lingură, nici pe furculiță, nici pe cuțit și va sta îngândurat. În mintea lui se va produce scenarea care a întâlnit-o cu unul cu altul sau un necaz pe care l-a auzit sau o cădere, Doamne feri, a cuiva din biserică. Toate acestea pe el îl ard, îl dor. Cum zicea Apostolul Pavel, cine a păcătuit și eu să nu ard? În felul acesta, nevasta trebuie să fie foarte atentă și imediat, cu înțelepciune, nu așa cum au obicei unele, nu, ce ai mă? Că atunci n-ai să auzi nimic de la el. Dar dacă se apropie de el frumos, îi mângâie părul pe cap un pic și zâmbește, de ce ești supărat? De ce ești trist azi? Ce ți s-a întâmplat? Hai, lasă-le și mănâncă.
se poate întâmpla să-l scoată din sărită cu un zâmbet, cu o vorbă frumoasă. Și Eva a fi, deci, un mare ajutor în lucrarea Domnului. Domnul să binecuvinteze toate femeile a căror bărbați lucrează în biserică pentru Domnul. Binecuvântat să fie Domnul care poate da înțelepciune tuturor, și bărbaților și femeilor. Foarte interesant, apostolul Pavel include aici cele două categorii, presbiterul și diaconul, și pe amândoi îi cuprinde în capitolul acesta 13 din epistola sa trimisă prima dată copilului său Timotei. Și aceasta pentru ca să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu. Ce însemnează un presbiter? Un presbiter, dragii mei, dacă luăm să descifrăm numai literile din cuvântul presbiter, va spune tot ce trebuie să fie un presbiter. De exemplu, prima literă e P. Asta însemnează să fie un om plin de pace. Să nu se tulbure la vești, să nu se tulbure de poveștile auzite, să nu se tulbure când cineva vine tulbur să se certe cu el, ci el cu zâmbet și în liniște să trateze problema. Așa începe cuvântul presbiter, cu P. Mi-aduc aminte când s-au organizat împotriva mea câteva ședințe și chiar și cu un comitet lărgit. Avem comitet de sară, dar care-i ordinul de zi la ședința asta? Păi hai că vei vedea dumneatale. Atunci știam sigur că e vorba de mine. Dar mergem și începeau discuții, aia, învinuiri, alții, ce puteau ei găsi? Stăteam liniștit, îi privem blând și când erau mai înfocați, Dumnezeu îmi dădea aminte câte o pildă, câte ceva așa hazliu și când eu gătam de spus, râdeau toți. Când ieșeau afară, povesteau între ei. Asta-i bai cu bătrânocul ăsta, că nu-l putem face să se mânie. Apoi un presbiter când se mânie, dialogul din comitetul ăla-i gata. Că-i destul loncar de paie, un singur chibrit, să ardă tot. Dar dacă e plin de pace, e ferice, nu numai de el, de comitetul care e acolo cu el și de biserica în care el este pus ca slujitor. Asta e prima literă. Apoi vine a doua literă, P, R. La litera R însemnează că el trebuie să fie răbdător și răbdător în toate lucrurile. Răbdător în familie, răbdător cu nevasta, răbdător cu copiii, dar nu o răbdare care să conducă la un eșec familiar, ci o răbdare cu autoritatei. Așa încât de sub cuvântul lui
nevasta să nu iasă și copiii nu vor ieși. Dacă nevasta iasă de sub cuvântul lui și nu-i recunoaște autoritatea bărbăției lui, copiii nu rămân cu ei. Și când se căsătoresc, caută să se ducă cât mai departe de tată și mamă. Dar când nevasta rămâne supusă sub conducerea bărbatului, copiii stau și ei uniți. Și atunci ai un mare câștig. Mulțumesc Părintelui Ceresc că eu am crescut copiii mei 8 și 3 de la azil. Unul de la azil nu merge la adunare, nu știu, e în Spania sau Italia, nu mai știu unde. Dar altul merge la Pâcleșa de Hață la adunare și altul merge la adunare în Sibiu și acolo s-o și căsătorit. Și am fost la nuntă și am participat cu toți, măcar că era unul pe care l-am îngrijit de la orfelinat. Dar nevasta a avut un rol foarte important. Ea n-a trecut niciodată peste cuvântul meu sau față de copii să zică vreodată, mă, nu l-a ascultat acum. Doamne ferește, așa ceva n-a zis. Și copiii au rămas în ascultare până astăzi. Măriți să fie Domnul! Amin. Doi din copii sunt prezbiteri și Ezechiel, care e aici cu noi, e diacon, slujesc în casa Domnului. Măriți să fie Domnul Iisus! Apoi, aceasta și datorită acestui cuvânt a răbdării, nu din orice motiv să îți sară țandăra și apoi să vorbești aspru, să vorbești nepotrivit sau chiar să-ți iasă pe gură cuvinte care nu corespund cu Biblia. Trebuie să fie un prezbiter foarte plin de pace și foarte răbdător. Al treilea literă după aceasta este E. Pre. E însemnează evlavios. Ce înseamnă evlavia? Veți putea urmări chiar cu capitolul 2 din 1 Timotei și apoi a lungul epistolei către Timotei, adunați toate versetele în care scrie despre evlavie și veți vedea, evlavia este supunere față de autorități și rugăciune pentru cei înălțați în dregătorii, prezbiteri sau ce sunt în adunare, dar mai presus, ce sunt în societate, dacă e împărat, dacă e președinte de țară, dacă e guvernator, dacă aceasta toate trebuie sprijinite cu rugăciune. Câți din toți care sunteți aici, vă rugați pentru președintele Canadei, Trudeau sau cum îi zice? Că eu nu știu să-i zic bine. Dar câți ne rugăm pentru el? Întoarnă-mi foaia și vedem acum câți sunt pe lista celor care vorbesc de rău de el. Și o să vedeți că pe lista rugăciunii nu veți găsi și pe cea listă toată lumea. Chemniri că nu merge bine treaba în Canada? Păi noi o facem așa. Nu? Noi o facem așa.
am găsit o biserică în București, de care vă spun m-am bucurat. La prima vedere, păstorul lor, cunoscându-l de mulți ani, am văzut că a ajuns acolo păstor, m-am gândit, mă, cum va fi ăsta, cum va conduce ăsta, că altă dată îi știam purtările. Dar minune, am rămas uluit. Nu știu cum bine, o dată pe lună sau chiar pe săptămână, convoacă adunarea și au rugăciune întâi pentru Iohannes și apoi pe toți guvernatorii pe rând are rugăciune specială pentru fiecare. Și la fel, o dată pe lună iasă și înconjoară cu cântări, cu rugăciuni, Parlamentul, afară, pe străzi, și se roagă pentru cei ce sunt în fruntea țării. Aceasta, în capitolul 2, cu versetul 2, adică 3, spune că e un lucru plăcut lui Dumnezeu ca să faci una ca asta. Dar noi facem așa, nu facem. Prezbiterul, deci trebuie să fie evlavios, apoi evlavia, veți vedea mai încolo, însemnează a purta grijă de părinți, de bunici, însemnează a trăi frumos între oameni și câte versete cu privire la evlavie veți găsi în cartea aceasta. După ea urmează zi, prez, zi, de la prezbiter. Zi însemnează să fii prezbiterul, să fie un om zelot. Zelot pentru Hristos, pentru Cartea Sfântă, pentru biserică. El să-l doară inima de orice neajuns care este în casa Domnului, în familiile ce compun adunarea, el trebuie să fie zelot pentru Dumnezeu, gata de a face orice, mărit să fie Domnul Iisus Hristos. Și toate acestea sunt sprijinite biblic, dar nu am vreme, că dacă le iau pe toate la rând și cu teste biblice, apoi nu gat, cam până pe la 3. Dar merem așa mai departe. După aia, B, însemnează să fie bun, plin de bunătate. E cuvântul sfânt al Scripturii. Prezbiterul trebuie să fie plin de bunătate. Pe cine ați votat dumneavoastră prezbiter ca de azi înainte să intre în slujba asta și să-mi asculte bine atât el cât și soția? Tare mi-ar plăcea să fie amândoi aceia pe două scaune, să-i văd mai bine cu cine să vorbesc, că vorbesc așa ca în vânt. Hai mă, sunt două scaune goale, puneți-le aici, ca povin și ceilalți. Hai dați numai. Nevasta, unde-ți? Hai de acolo. Nu sta în urmă de tot. Așa. Măriți să fie Domnul Iisus Hristos. Soră, dacă ai fost acolo așa în urmă, ai auzit ce am vorbit de femeie? N-aud. Nu, așa mă, cască gura, vorbește tare. Că de acum încolo ai datorii mari. Văd că ai cam roșit la față, nu știu de ce. Doar nu ți-am făcut niciun rău. Azi intri sub o binecuvântare a bărbatului și a căsii și a bisericii. Slăvit să fie Domnul Iisus. Și asta nu-i meritul tău, nu-i meritul bărbatului. Asta e meritul jertfei din Calvar. Glorie Domnului!
pe fratele ăsta pe care l-ați votat voi de prezbiter, ăsta mi-a povestit că el mă cunoaște de când avea 40 de zile. Știți așa ceva? Atunci m-a filmat cu ochii lui, că l-am ținut în brață și i-am cerut de la Domnul binecuvântarea în adunare în Cluj pe Carpați. A Domnului să fie slava! Și acum urmează iară cu îngăduința fratelui păstor a bisericii de aici să mai cer o dată, să mai pui o dată mâna peste el. Mărit să fie Domnul Iisus! Glorie Domnului! Frați scumpi în Domnul Iisus, evlavia îi de mare preț. S-a citit și în ultimul sau penultimul verset citit astăzi din Cartea Domnului, în care spune că evlavia îi de mare preț și e are nu numai binecuvântările de aici, dar ea are parte să te însoțească și în viața veșnică. Mărit să fie Domnul Iisus! După aceasta, zelot bun vine iubitor. Iubitor de familie, iubitor de nevastă, iubitor de copii, iubitor de biserică și iubitor de cine? De toți oamenii, citim în Sfântul Cuvânt în Petru, nu? După ce le înșiră toate cele ale unui credincios, îi iubirea de frați și iubirea de toți oamenii. Măriți să fie Domnul! Eu le citesc așa pe litere, le explic așa bătrânește, dar din cer să coboare Dumnezeu toate acestea în prezbiterul acesta pe care l-ați ales și Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Dar dacă care v-ați va spune vreodată, eu nu te-am votat, pe ăla trebuie să-l iubești mai mult decât pe ei pe care te-au votat. Pentru că ei care nu te-au votat, ăia nu te vor ierta când vei greși. Odată ți le pune în față. Ceilalți care te iubesc, ăia vor zice, lasă frate că dau și eu mai pățit din asta, păi și cu tare așa, păi ăia te mângâie și când faci o prostie. Și aia nu-i bine, dar un vrăjmaș, ăla nu te iartă, ăla vrea să te ție bine pe cale. De aceea Iisus a zis să te rogi pentru vrăjmaș. Rugându-te pentru vrăjmaș, împlinește o poruncă a Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. După asta urmează tâi, să fii tare, neînfrânt, când știi că lucrarea, gândirea, ce vine, ce vrei să o pui în aplicare, vine de la Domnul. Atunci se scoală mulți împotrivă, nu-i bine așa, nu? Tu trebuie să fii neînfrânt în împlinirea cuvântului scris și a datoriei tale pe care o ai. Dumnezeu să te binecuvinteze cu asta. Și nevasta trebuie să stea totdeauna în ajutor și totdeauna să-ți dea curs. Măi, de la Domnul vine asta, nu ce da, de la Domnul vine asta, fii tare, dar în toate acestea care nu cedezi, să nu te apuce mânia și să răspunzi mânios la ălalalt. Cu ochii ca de porumbel, frumos, mai mult, ca de porumbiță, că ea se uită mai frumos.
așa să te uiți la vrăjmași și așa să le primești sfatul lor pe care tu îl analizezi și apoi cu ușurință și cu răbdare îi spun, asta nu e așa, frate. Potrivit cu cuvântul, e așa. Și să rămâi neînfrânt, fie slăvit Domnul. După F ăsta urmează, adică după T ăsta urmează un E. Asta însemnează că presbiterul este prima persoană iertătoare. Când cineva greșește, când cineva are o abatere, presbiterul trebuie să se ocupe de el cu multă răbdare și iertător. Când l-ai cucerit, când îi vezi o lacrimă în ochi, când vezi că el se mărturisește de abaterea lui, să fii gata să plângi cu el, să-l ierți tu și dacă tu îl ierți, îl iartă și Dumnezeu. Și dacă tu legi, nici Dumnezeu nu-l iartă. Am văzut lucrurile astea. Am văzut pastor mare, cotat bine de toți și a ajuns la un eșec, la un greș. Și atunci l-au înconjurat câțiva din păstori și unul singur nu l-a condamnat, ceilalți l-au condamnat. Condamnându-l ceilalți, n-a fost iertat nici de Dumnezeu. Și în cele din urmă bisericii i s-a imputat faptul că n-a iertat. A venit un proroc de departe în sânul bisericii lor, după vreo jumate de an bun, și a strigat, Biserică, fiindcă n-ai putut lega o rană, fiindcă n-ai fost în stare să ierți, te vei numi o biserică văduvă. Și au trecut peste 40 de ani și ei din sânul lor, pentru ei, n-au mai avut păstor până acum vreo 2 sau 3 ani în urmă. Acum s-a mutat și din locul ăla biserica și, mă rog, s-au schimbat oamenii și toți bătrânii au murit și acum au un păstor al lor. Vedeți? Fiți atenți că puterea, o zis Domnul Iisus către Petru, ce vei lega va fi legat și ce vei dezlega va fi dezlegat. Dezleagă-i pe oameni din păcate și leagă-i de Hristos. Domnul să vă ajute pe toți cei ordinați și pe toți care mă ascultați. După aceea vine a doua ronri. Aceasta însemnează că tu ești de azi înainte un rob. Un rob a tuturor. Cum a fost Iisus? Și tu trebuie să fii un rob a tuturor. Domnul să te binecuvinteze la aceasta. Apoi cuvântul Domnului trece mai departe și vorbește pentru diacon. Și acum și diaconul cu nevasta să-și ia două scăunele și să se înșire aici, fie în spate, fie în față, ca să vorbim și despre el, că e frumos așa, slăvit să fie Domnul. Așa, acest binecuvântat frate, sigur că el îmi este o rudenie după sânge. Îmi este o rudenie. Dumnezeu din cer să-l binecuvinteze că am ajuns rude în Hristos. Amândoi, măriți să fie Domnul Iisus. Așa că acum cuvântul Domnului de aici, așa, începe să vorbească despre diacon. Și zice Sfântul Cuvânt
că diaconul să fie bărbat al unei singure neveste, lucru de care nu mă îndoiesc, și să știe să-și chivernisească bine casele lor, mărit să fie Domnul Iisus, și copiii, mărit să fie Domnul. Până acum, care e cel mai mare copil? Cât are? 18 ani. E aici în adunare? Scoală-te. Așa, mă, ești înalt cât mine. Slavă Domnului! Mă bucur dacă la 18 ani e aici să urmezi bine calea credinței, să înveți bine Biblia, că până la 25 de ani să devii și tu un ordinat în casa Domnului și un lucrător pentru Domnul. Însemnează că până aici dovada asta o are. Apoi, cuvântul Domnului Iisus Hristos pentru diaconi mere mai departe și împletind pentru amândoi sosește la ultimul verset pe care îl vom explica mai târziu. Diaconul vine așa, întâi de acesta însemnează să aibă dragoste, dragoste de familie, de copii, de biserică, de cuvântul Domnului, de săraci, că diaconul trebuie să fie un împărțitor de hrană pentru săraci. Apoi trebuie să fie iubitor după litera I. Apoi trebuie să fie un om adevărat, care să țină la adevăr totdeauna litera D. Apoi litera asta la altă, C, însemnează să fie credincios în toate, și în familie, și în societate, și față de Dumnezeu. Un pocăit, un ordinat mai ales, n-are voie să sfeclească, de exemplu, la muncă, să fugă pe ascuns, sau, când nu-l vede șefii, să nu lucre, să stea așa. Munca trebuie să fie considerată de către toți pocăiții un lucru sfânt, fiindcă Dumnezeu a lăsat pe om să muncească și prin muncă să-și câștige pâinea și sănătatea în același timp. Și trebuie să fie credincios ca nu cumva, văzând necredință și în cele pământești, să se aducă și pe calea aia o hulă. Ui pocăitul ce face. După aceea are un O, diacon. Aceasta însemnează să fie onest, să fie un om pedant în umblare, în lucrare, în vorbă și în toate. Dumnezeu să-l ajute și pe fratele. După aceea vine un N. Asta însemnează să fie neprihănit. Toate aceste litere și explicații sunt scrise aici în textul pe care a fost citit. Dar cum că timpul tare trece, mă voi ocupa doar de ultimele două versete. Pentru ca cei ce slujesc bine ca diacon dobândesc un loc de cinste și o mare îndrâzneală în credința care este în Hristos Iisus. Ați auzit? De ce poate dobândi cinste? Pentru că dacă i-ai încredințat un ban pentru săraci sau alte ajutoare pentru săraci, el nu-și rezervă pentru el de acolo.
prin mâna mea a trecut multe mii de tot felul de bani, de la dolari canadezi sau americani, la lei românești, la euro acum, la șilingi austrieci, la mărci sau la rile. Tot timpul am avut cu miile și cu miile, dar nimeni nu mi-a putut băga de vină că o liră sau o dolar l-am cheltuit eu pentru mine. Eu n-am dormit, de exemplu, la hoteluri. Acum copiii ăștia așa au decis să dormim la hotel. Am dormit cu ei, că acum îs bătrân, apoi la bătrâneță alții te vor lega, alții te vor duce. Și așa am pățit și eu. Dar în oboselile mele misionare, prin România, prin Australia, prin Noua Zeelandă, prin Norvegia sau Suedia, de la un pol la altul, eu nu am dormit să mă lăfăi, nu am avut concedii ca să mă duc undeva să mă relaxez cum merg păstorii noștri de azi. N-am avut așa ceva. Și slavă Domnului că m-a păstrat cu sănătate până azi. Mărit să fie Domnul. Deci trebuie să fii credincios. Când veneau vagoane întregi de ajutoare, chemam strada toată de m-a ajutat să împart ajutoarele pe nepocăiți pe care erau pe aproape și lucram ziua și noaptea și pentru mine și pentru copiii mei eu nu mi-am rezervat nici haine scumpe, nici nimic. Vasilică îi mai tânjea duhul, era băiat mare, la câte un pantalon frumos ceva. Și odată, ticule, mă lași să iau ăsta. Lasă-mă, dar atunci ce faci tu cu două, trei haine, cu doi, trei pantaloni? Nu, nu, numai dacă mă lași. Când colo, el avea în dulap, nu știu, o pereche de pantaloni sau două luate de acolo și celelalte haine toate le-au băgat la ajutoare. Rămas cu dulapul gol. Vedeți? Deci noi n-am fost cu inima aia și de mâncare. Veneau nemți cu grămada. Le dădeam ce avem noi, cât am avut. Și nu mâncam din ajutoare. Consideram că alea îs pentru săraci. Diaconul, deci, trebuie să nu fie învinuit. Măi, am dat bani și nu poate justifica ce-o fi făcut cu ei sau altceva. Sau am cumpărat o haină și am dat-o pentru săraș, uite că e pe copilul lui sau pe fata lui. Să nu se întâmple din alea. Și știu că nu se întâmplă. Măriți să fie Domnul. Toate astea, deci, îs așa de minunate. Așa. Îți scriu aceste lucruri cu nădejde că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, Dumnezeului celui viu, care este stâlpul și temelia adevărului. Deci, diaconul are un A, adevăr, și el trebuie să fie în adevăr în totul. Și apoi cuvântul merge mai departe. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Cine e această taina evlaviei adusă în lumea noastră? E Hristos însăși. El e taina asta. Și auzi că în toată Scriptura despre el vorbește că este taina lui Dumnezeu. Iisus Hristos este taina lui Dumnezeu. Și în Coloseni 1, de la 26, vreau să zic dar, și apostolul știa ce vrea să zică,
Mare este taina evlaviei. Nu uitați, evlavia e tot ce am citit la presbiter și la diacon. Toate astea împreună formează evlavia. Și acum uitați, Cel, adică Iisus, ce a fost arătat în trup, a fost dovedit, neprihănit în Duhul. Și nouă Dumnezeu ne-a rânduit să ne naștem odată și să ne arătăm în trup. Dar pe parcursul vieții trebuie să fim dovediți și noi, neprihăniți în Duhul nostru, în vorbă și în faptă. A fost văzut de îngeri. De atâtea ori am fost și eu văzut de îngeri. În accidentele grozave prin care am trecut, numai îngerii Domnului m-au salvat. Și în alte împrejurări de pușcărie și de moarte, numai îngerul Domnului m-a salvat de atâtea ori. Țin minte odată când o mașină a securității a vrut să mă lovească în plină stradă. M-am uitat în toate părțile și nu era nimic. Și când am ajuns la mijlocul străzii, era în goană mare pe mine. Am pus mâna stângă pe capota ei, cum era în viteza aia, și din viteza aia cu mâna mea m-a aruncat până pe trotuarul ăla alt. Și nu mi s-a rupt mâna, n-am pățit nimic, am căzut în picioare și ea s-a dus cu aceeași viteză mai departe. Dacă nu era îngerul Domnului, aia mă făcea tocană în drum, de nu știe nimeni cine a murit aici. Dar Domnul a fost Cel care m-a vegheat și pe mine. Pe Domnul Iisus, toți îngerii lui Dumnezeu au venit la nașterea Lui și au cântat în câmpia Betleemului. Și apoi, și la moarte, în Ghețimani, un înger a venit să-L întărească. Și pe noi, în diferite ocazii, îngerii lui Dumnezeu ne vedează și ne ajută așa. Neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit în lume. Vedeți? Printre neamuri. De azi înainte, frate Mircea, vei fi și tu propovăduit și pe la Cluj. Mă, pe la l-a ordinat de presbiter. Și pe fratele meu de dincolo, mă, pe la l-a ordinat de diacon. Și începe o propovăduire cu privire la viața voastră între neamuri. Dar așa trebuie să vă purtați, încât neamurii care vorbesc despre voi să ajungă să creadă în Iisus Hristos, văzându-vă și ascultându-vă pe voi. A fost crezut în lume, trebuie neamurile care aud de voi să creadă în Hristos. A fost înălțat în slavă. Asta e traiectoria noastră a pocăiților. Ne naștem să slujim lui Iisus, și cum El a slujit Tatălui Ceresc și a fost înălțat, și noi, în ziua măreață, să fim înălțați în slavă. Amin.